Leave them! Leave them! Order! Parada costumelor a oprit circulația pe bulevardul care traversează orașul. Peste 300 de persoane, cu tot cu civilii care au luat parte la paradă, au defilat spre bucuria celor care stăteau pe marginea străzii și făceau poze pentru a imortaliza momentul. Parada costumelor romane a transformat bulevardul din Zalău într-un adevărat câmp de lupte. Această paradă a fost mai mult ca și o invitație pentru sălăjeni să participe la toate evenimentele care vor fi desfășurate în cadrul zilelor romane de la Porolisum. De-a lungul defilării au fost făcute și demonstrații de luptă. Pentru a speria oamenii care stăteau și priveau parada, armata romană a încercat să-i atace. După terminarea defilării, trupele dacice și romane s-au adunat în parcarea din spatele primăriei, unde au fost prezentate celor veniți să vadă spectacolul. Roma eterna! Roma eterna! Pannonia eterna! Pannonia eterna! Samaria eterna! Samaria eterna! Polisum eternum! Polisum eternum! Marius! Salute! Legio! Samaria! Legio! Samaria! Legio! Samaria! Marius, condite! Cei prezenți la defilare au fost încântați de prestația dacilor și a romanilor. Printre participanți am găsit și turiști veniți tocmai de la București pentru a vedea parada. Bună seara, bună seara! Mă bucur că sunt aici și că este un spectacol deosebit. Nu am mai întâlnit până acum așa ceva. E ceva special, deosebit și sunt foarte fericită că sunt aici. Vreți să veniți și anul viitor? Da, aș vrea. Sper să reușesc să ajung și anul viitor. Da. Foarte bună organizarea până acum. Rămâneți și zilele viitoare, mâine și poi mâine? Mâine o să mai rămân. Mâine seara o să plec, dar mâine rămân. Spune-ne, ți-a plăcut parada? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Romanii. Ai fi vrut să particip și tu la paradă? Da. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Roman. V-a plăcut parada romanilor? E prima dată când o văd, dar pot să spun că da. Sunteți din Zalău? Ba da, sunt din Zalău, dar e prima ocazie când o am să particip la această paradă. Și ce părere aveți? Cum s-au desfășurat? E foarte frumoasă. Și îmi doresc să mai văd și data viitoare. Seara de vineri s-a încheiat cu un concert de muzică folk. Nu am mai fost acasă de mult. Mă gâtuie orașul ca pe un miel fragil. Am uitat cum miroase busuiocul, dar ochii mi-au rămas de copil. Ziua de sâmbătă a debutat în grădina Colegiului Național Silvania cu o serie de demonstrații de luptă între daci și romani și demonstrații de trageri cu arcul, iar cei prezenți, în special copiii, au fost invitați să participe la atelierele de creație. Linia trebuie păstrată, linia trebuie păstrată. Ofițerii totdeauna au grijă ca linia să rămână neschimbată. Observați diverse stiluri de luptă din partea trupei armate barbare, bineînțeles. Armata romană luptă după elementele ofensive și defensive pe care le-a repetat de foarte multe ori. Linia trebuie păstrată, armata romană se retrage. Suntem atelierul de ceramică al lui Lucrețius Aquila, un olar roman care se ocupa de producția de serie, respectiv lămpi și figurine din lut. Și avem o parte demonstrativă în care copiii o să încerce
să realizeze o lampă romană. Așa, eu o modelează acum și după masă o scoatem din forme și o pot păstra. Încă nu m-am răzgândit, dar... Nu m-am gândit. O să fac ceva... Ce ți-ar plăcea să faci? Ceva original de aici, orice. Îți place să modelezi? Da, mai multe talente. V-a plăcut demonstrația? Da, da, foarte mult. Ce v-a plăcut cel mai mult? Da, am fost chiar de la început, luptele care au avut loc între tabere. Am venit prea târziu și mi-a plăcut cum sunt îmbrăcați. Ce părere aveți despre organizare? Bună, bună. Mergeți mâine la Moigrad? Suntem din Baia Mare, nu cred. Deci pentru prima dată când veniți? Prima dată când venim. Am venit pentru copil, pentru Darius, să vadă luptele de acolo romane. Ție ți-au plăcut? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Când se bat. Da, și cu romanii. Și ne place cum ne sperie așa. O să mai vii? Da. După amiază a fost reconstituită bătălia finală dintre daci și romani, reconstituire la care au participat toate trupele prezente la eveniment. Scenele de bătălie au fost cele mai spectaculoase, iar lupta dintre daci și romani a fost prezentată de către un orator care relata mulțimii firul poveștii. Înainte de luptă, marele imperator Traian și-a încurajat trupele romane. Împăratul vostru este cu voi! Nu ne vom întoarce la Roma! Până când țarii Segetuza nu va fi cucerită! După ce trupele romane au fost încurajate de către împăratul lor, s-a dat startul bătăliei. Vorbește de ceva, liniște! Armii de Ghetuza a căzut, trebuie să o recucerim! Yeah! Dacia! Liberă! Dacia! Liberă! Dacia! Liberă! Seara s-a terminat cu un concert al trupei Ad Hoc, urmat de celebra formație internațională Haggard. Din munții Avoseni, în legendă stă scris, din ape de Mureș și Somn și Criș, legea
După ce ad hoc a pregătit publicul, pe scenă au intrat rockerii de la Haggard. Ziua de duminică a mutat câmpul de luptă în vechiul castru roman de la Moigrad. Sute de persoane s-au adunat pentru a vedea spectacolul oferit de trupele dacice, romane, dar și de luptele dintre gladiatori. Câmpul de luptă a fost chiar amfiteatrul de la Moigrad, iar pe ziduri s-au cățărat copiii pentru a putea vedea mai bine scenele de luptă. Începe lupta! Salutați-vă! Haide să vedem! Turnate! Cred că și noi stăm prea aproape de gladiator, ne vom retrage. Avantajele sunt par a fi de partea celui cu lance, dar în fapt nu se știe niciodată care dintre gladiator va câștiga. Loviturile de picior sunt permise, loviturile cu scutul de asemenea. Obligatoriu era ca unul dintre aceștia să câștige lupta. Petru a mergeți pe Gladius, încă și la cască, pentru a echilibra puțin lupta. Gladiatorii se provoacă, puteți să strigați și dumneavoastră dacă vreți. Corax și Argo, simplu, dacă preferați pe careva sau vreți să-l vedeți câștigând, strigați Argo sau Corax. Festivalul Zilelor Romane a adus atât la Zalău cât și la Moigrad clipe din viața dacilor și a romanilor, momente de dans din acea perioadă, dar și scene de luptă din războaiele purtate de daci și romani.